măsură există potențial de adresare la acestor cele. Ați menționat că foarte multe dintre condamnările la CEDO sunt pe cauze care au fost examinate în instanțele din Moldova până în 2009. Vreau să știu dacă după 2009 a fost cineva, măcar vreun judecător, sancționat disciplinar, așa cum spune legea, pentru decizii ilegale pe care le-a luat. Da, deci în 4 ani. Ar trebui să știți că legea nu prevede sancționarea judecătorului pentru hotărâri în care au fost condamnate la CEDO. Asta este primul. Și a doua, în cazul respectiv, acesta este un motiv care se analizează în cadrul evaluării performanței judecătorului și se ține cont de această situație atunci când judecătorul vrea să avanseze în carieră sau când se examinează dosarul său într-un caz disciplinar. Faptul că a participat la examinarea cazurilor care ulterior au fost constatată violare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un minus în dosarul personal al judecătorului și se apreciază corespunzător. Măcar există un sistem de monitorizare a activității judecătorilor în cadrul Ministerului Justiției, dar unul funcțional, nu doar de formă. Aprecierile le dați dumneavoastră, noi vă răspundem faptic, noi de fiecare hotărâre cunoaștem cine a participat începând de la faza de anchetă sau de urmărire penală și terminând cu judecătorul la Curtea Supremă de Justiție. Și sigur că această informație este comunicată săptămânal sau în măsura în care parvine de la Curtea Europeană de Drepturile Omului, este comunicată Consiliul Superior al Magistraturii. Și este informat la fiecare ședință, există informații din partea agentului guvernamental care se examinează de Consiliul Superior al Magistraturii. Spre aceasta, eu vreau simplu să adaug, într-adevăr, acționez că există o confuzie cu orice cu hotărârea Curții Europene, în mod normal, în mod logic, care implica și responsabilitatea funcționarilor. Nu sunt astfel de situații, deci responsabilitatea pe care are guvernul față Curții Europene este o responsabilitate internațională. Dar nu mai privește niște probleme mult mai fundamentale, probleme de practici, probleme de incompatibilitate de legislație sau probleme chiar din contra de instituirea unor noi practici care să fie conforme cu alte state, ceea ce se numește un fel de consens european. Deci, în aceste situații, nu fiecare hotărâre, marea majoritate a hotărârilor Curții Europene, nu angajează responsabilitatea individuală a funcționarilor. Fiecare caz se examinează separat. În ce măsură există o legătură între o acțiune sau inacțiunea funcționarului, fie judecător, fie procuror, fie alt funcționar, pentru că sunt încălcări și la nivel administrativ, și la nivel de executare. Fiecare caz se examinează dacă există o anumită omisiune și în ce măsură această omisiune a determinat această încălcare, atunci statul se întoarce în privința persoanei. Dar standardele Convenției Europene și standardele Consiliului Europei nu impun statelor obligația de a se întoarce împotriva propriului săi funcționari. Nu există un astfel de standard, acesta reprezintă o exclusivă discreție a statului. O precizare tehnică. În 2013, Ministerul Finanțelor a plătit 8 milioane, peste 8 milioane. În 2012, pentru comparație, puteți să ne ajutați cu cifra? Să vă dau, dar okay. Cifra aceasta, în modul meu, pentru că, după cum am explicat, raportul a vizat exclusiv perioada pe 2013. Și datele financiare, ele sunt evidențiate. Dacă le doriți, oricum ele trebuie să verificate în timp. Da. Vă apropiați și... Da, comparativ cu 12 milioane care au fost plătite cel mai mult în hotărâre, da? Acum, pentru un an întreg, aveam sub 400 de mii de euro. Deci este... Și din punct de vedere financiar, deși nu asta întotdeauna este cel mai important, pentru că vorbim de fiecare dată de încălcarea drepturilor omului. Fiecare hotărâre de condamnare înseamnă că dreptul unei persoane sau mai multor a fost violat. Și aici încă o remarcă că există iar și o percepție că hotărârile Curții Europene se apreciază pe sumele pe care le dispune Curtea Europeană. Noi să înțelegem cum operează Curtea Europeană. Sumele enorme care uneori sunt achitate sunt în fapt achitate pentru compensarea unor prejudicii materiale care în fapt reprezintă o balansare a altor pierderi
da, pe care, sau câștiguri pe care nu au avut statul. În principiu, cea mai mare gravitate reprezintă prejudiciile morale care le produc. Acele prejudicii sunt cele mai grave prejudicii care se acordă pentru rele tratamente. Pentru astfel de hotărâri care vizează anumite probleme, inclusiv de erozie de pitorești, cu părere de rău, ele pur și simplu curtea le contențează. Dar statul le-a avut din altă sursă. Dacă să intrăm în detalii, nu apreciați hotărârile Curții Europene, inclusiv prin sume financiare. Sunt drepturile omului în substanță aici, nu sumele care le acordă.